În noaptea aceasta, toată creștinătatea sărbătorește învierea Domnului nostru Isus Hristos. La Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va oferi credincioșilor la miezul nopții Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Cu această ocazie, Preafericirea sa va adresa celor prezenți pe esplanada catedralei un cuvânt de învățătură. Slujba de noapte va continua în locașul de cult cu Sfânta Liturghie, la finalul căreia fiecare credincios va primi paști, adică pâine înmuiată în vin și binecuvântată printr-o rugăciune specială și prin stropire cu aghiazmă. Mâine la ora 12 va fi oficiată în catedrală slujba vecerniei, numită și a doua înviere. Aceasta are o rânduială specială, deoarece în cadrul ei, ultimele versete ale capitolului 20 din Evanghelia după Ioan sunt rostite în 12 limbi.